Oțelul a arătat în prima repriză a partidei cu Petrolul precum o formație matură care știe ce vrea. A fost de ajuns ca Petrolul să înscrie un gol pentru ca tot așa vodajul gândit de Evalin să se prăbușească precum un castel din cărți de joc. Cred că a fost un rezultat ghinionist pentru noi. Am făcut o primă repriză în care jocul defensiv a strălucit, în timp ce pe partea ofensivă am fost timizi. Am întâlnit o echipă foarte puternică care nu pierduse decât un singur meci și am fost nevoiți să jucăm defensiv. Am primit un gol neregulamentar, în opinia mea. Daniel Popescu a primit mingea de la portar, a fost atacat de Fernandez, care l-a lovit în picior și de aici a rezultat primul gol. Arbitrul era aproape, dar nu a reacționat. Sunt convins că a fost fault. Cosmin Contra s-a eschivat în legătură cu faza primului gol reușit de echipa sa. Petrolul a fost clar echipa mai bună, dar nu se știe care ar fi fost rezultatul final al partidei dacă arbitrul Comănescu fluiera faul la intervenția lui Fernandez. Formația ploieșteană poate fi însă fericită, are cel mai frumos public din România.